Hristos a înviat. Și dorim să rămână viu în viețile noastre, să rămână viu în casele noastre, în familiile noastre. Voi da citire cuvântului și apoi ne vom reașeza. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus zis de dimineață la mormânt. Pe când era încă în întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau, că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amin. Reocupăm locurile. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, care și în această dimineață, prin harul, prin îndurarea și prin bunătatea Domnului, ne-a dat această oportunitate să fim împreună la această sărbătoare. Și este plăcut și este dulce să locuiască frații împreună. De aceea dorim să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Mie mi-a plăcut foarte mult corul, cum a cântat cântarea aceea de laudă. Și dacă o mână de oameni au provocat starea asta de cercetare prin Duhul Sfânt în biserică, gândiți-vă corul acela îngeresc, că spune cuvântul lui Dumnezeu că vom cânta într-o zi o cântare pe care nimeni nu o cunoaște și o vom cânta împreună. Gândiți-vă, slava lui Dumnezeu cum va umple cerul acela și toți vom fi plini de bucurie, pentru că El s-a dus să ne pregătească un loc acolo unde este El, să fim și noi. Și locul acela este ridicat, este înălțat, este făcut spre slava numelui Său, dar pentru noi. Este o sărbătoare. Și această sărbătoare o sărbătoresc și oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu și oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu și au doar o formă de evlavie, urmând niște tradiții și niște obiceiuri. Noi nu vrem să fim dintre aceia, noi vrem să fim dintre oamenii care îl sărbătorim pe Cel ce este vrednic de orice laudă, de orice închinare, binecuvântat să fie numele Domnului. Și această zi să nu fie doar un prilej de a ne umple mesele și apoi pântecele și să ne vedem, să ne iubim astăzi, să ne vizităm unii pe alții, să ne facem poate chiar cadouri și apoi să trecem la lucrurile obișnuite. Nu! Este o sărbătoare care trebuie să rămână în viețile noastre și în inimile noastre, în viața mea. Iisus Hristos a înviat în 2012. În 28 a 2012 mai exact. Și de atunci mă lupt ca El să rămână viu în viața mea. N-a înviat în fiecare an. Astea sunt niște tradiții, niște obiceiuri, exact cum este și la cină. Ori de câte ori ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, vestim moartea până va veni El. Vestim moartea și învierea Domnului. Dorim ca Domnul să rămână viu în viețile noastre. Este atât de important să înțelegem căci moartea Lui are o semnătate deosebită pentru noi și că noi prin moartea Domnului Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl. Oare ce credeți? Că dacă ar fi murit, pentru că avem tendința aceasta și formula aceasta să ne raportăm înaintea oamenilor, cei ce predică Evanghelia, și să spunem: Domnul a murit în locul meu. Nu, este fals. Moartea mea, dacă n-ar fi murit Domnul și aș fi murit eu, moartea mea nu are niciun beneficiu pentru mine și pentru cei din jurul meu. Prin moartea mea nu vei putea fi salvat. Domnul a murit pentru mine și pentru tine, nu în locul tău. Căci dacă ai fi murit tu, moartea ta n-aducea nimic bun pentru cei din jur. Dar prin moartea lui Hristos, noi avem intrare slobodă la Tatăl. Și astăzi este o sărbătoare și aș vrea ca sărbătoarea aceasta să rămână vie în viețile noastre și în inimile noastre. Doresc ca Dumnezeu
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și un aspect foarte important din textul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând la versetul 7. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 7. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Am cercetat în tradiția iudaică, în Ierusalim, în Israel, mai bine zis, arată și istoria și arată știința că, de exemplu, într-o casă sau într-un restaurant, când vizitezi restaurantul acela, ți se dă un ștergar. Iar dacă vei reveni și ai fost mulțumit de serviciile prestate, de mâncare, de felul în care s-au raportat la client, faci șervețelul acela, faci ștergarul acela sul și acesta va fi semnul că vei reveni. Și puteți să cercetați lucrurile acestea, că sunt veridice, sunt lucruri adevărate și Domnul Iisus, vorbind poporului lui Israel în vremea aceea și astăzi nouă, a lăsat semnul acesta să ne spună că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Va veni o zi în care Domnul va reveni să ia ceea ce este a Lui și dorim ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne pregătim inimile. Este o sărbătoare și un prilej de bucurie pentru noi, cei ce am fost morți odinioară în păcatele și în greșelile noastre și acum suntem vii prin bunătatea Domnului. Doresc ca sărbătoarea aceasta să nu fie doar un prilej de a ne simți bine împreună la masă, de a povesti, de a ne mărturisi unei altora lucrurile prin ceea ce am făcut, ceea ce, de ce ne-am bucurat și de ce ne-am întristat. Nu, aș vrea ca Domnul Iisus să rămână viu. Este atât de important să rămână viu în viețile noastre, căci atunci în ceasul încercării, dacă El trăiește, vei trăi și tu. Dacă El trăiește în viața ta și în casa ta și casa ta și viața ta va fi binecuvântată de Dumnezeu. Doresc ca Domnul să ne cerceteze în continuare și mâna Lui să se întindă peste noi. Și vreau să vă aduc doar câteva argumente pe care le-am scos din Scriptură și ceea ce spun vreau să argumentez cu Scriptura. Că sărbătoarea Paștelui este explicată cel mai bine în cuvintele lui Dumnezeu, adică în versetele biblice despre care vestește învierea Domnului. Potrivit cu aceasta, dacă nu putem crede cu adevărat în Iisus, dacă nu crezi în învierea Lui, Paștele acesta nu este decât un prilej și o bucurie de aceasta trecătoare care te bucură, poate că ai o zi liberă de la serviciu sau două, te poți duce undeva în concediu, te poți simți bine. Dar dacă crezi în moartea și în învierea Domnului nostru Iisus Hristos, atunci sărbătoarea aceasta poate să-ți schimbe viața și poate să-ți schimbe casa. Doresc ca Dumnezeu să ne dea putere și argumentul prin care Domnul Iisus a lăsat să fie răstignit și să moară în locul meu și în locul tău a fost ca să ne dovedească că și după moarte există o viață veșnică. Pentru că El a murit și a înviat. El putea ierta păcatul omenirii fără să-și dea viața, fraților. El putea să zică un cuvânt că și toată puterea este a Lui. Fie iertat și puteam să fiu iertat. Dar ne-a dovedit lucrul acesta și a găsit cu cale să ne dovedească prin moartea și prin învierea Lui. Căci după moartea aceasta fizică există o viață și o viață veșnică. Și noi suntem acum în locul în care ne putem pregăti veșnicia și este bine să prețuim aceste vremuri, aceste clipe de har, pentru că nu știm ce va aduce ziua de mâine. Și încă o dovadă, Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut pe pământul nostru, ca și noi să ne naștem în lumea Lui, adică din apă și din Duh, după cum spune Scriptura. Și dorim ca Dumnezeu să ne dea această înțelepciune aleasă și să facem ceea ce trebuie să facem. Dumnezeu, în bunătatea și în harul planului pe care l-a făcut și l-a întocmit încă de dinainte de vremuri, se știa despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Căci vorbește Scriptura despre cei ce n-au fost găsiți scriși în cartea Mielului, cartea care a fost întemeiată încă de dinainte de vremuri. Și se știa căci prin sângele Domnului avem mântuirea și viața. Și uitați ce spune Scriptura.
Pentru că niciun om nu a reușit să trăiască la nivelul acela de sfințenie, să nu aibă nevoie de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și de sângele Mielului să acopere păcatul. De aceea, Domnul Iisus a ales cu cale să-și dea viața în locul nostru și sângele Lui să-i spășească păcatul. Niciun om nu a reușit să trăiască la nivelul lumii perfecte, al dragostei perfecte și a planului perfect realizat de Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu știa tot ce avea să se întâmple și tocmai de aceea a pregătit remediul mai înainte ca să se manifeste boala. Boala care este păcatul, păcatul care duce la moarte, că așa scrie Scriptura. Iar leacul pentru păcat este sângele Domnului. Nu este un alt remediu, nu este un alt leac, nu este un alt medicament. Leacul pentru moarte, pentru păcat, este sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și de sângele Domnului este nevoie să fie ispășit păcatul omenirii. Și Ioan la râul Iordan când spune: iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul omenirii, întregii omeniri. Un singur om născut din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care are această putere și această autoritate. El ar fi putut să spună un cuvânt și păcatul întregii omeniri ar fi fost șters, dar a preferat și a ales să moară ca să înțelegem, căci după moartea aceasta există o viață, o viață veșnică. Și fie că credem, fie că nu credem, fraților, fie că slujești Domnului, fie că nu slujești Domnului, vom trăi veșnic. Depinde unde. Și este alegerea ta și alegerea mea. Astăzi Domnul să ne cerceteze și dragostea Lui să rămână în inimile noastre. Căci uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să pui din 1 Petru, capitolul 1, începând de la versetul 18, inclusiv 21. Că știți că nu cu lucruri pieitoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, din felul de șar de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care L-a înviat din morți și L-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu și binecuvântat să fie numele Domnului, care a ales cu cale să ne dea pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca răscumpărarea păcatelor noastre, să avem drept de moștenire, să avem drept să ne numim copii al lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este sărbătoare când Iisus Hristos trăiește în viața ta și este o sărbătoare necurmată, este o sărbătoare în fiecare zi, atunci ai pace, chiar în strâmtorare, chiar în valea umbrei morții, atunci ai pace când Hristos trăiește în tine. Și Domnul să ne ajute la aceasta, ca să răstignim firea pământească și să trăim și să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască noi, după cum spune Scriptura. Și doresc ca Domnul să ne dea putere. Prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu se dovedește doar dreptul acesta la moștenirea vieții veșnice, ci se dovedește și se descoperă puterea definitivă, puterea supremă a lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem că în moartea și în învierea Domnului nostru Iisus Hristos sunt beneficii atât de mari pentru noi. Iisus descoperă caracterul Lui, Iisus descoperă bunătatea, descoperă puterea Lui. Și învierea descoperă puterea Lui Dumnezeu prin faptul că profețiile făcute în urmă cu sute de ani care stau pe paginile Scripturii s-au împlinit cu precizie. Și în Psalmul 16 spune cuvântul Lui Dumnezeu cu versetul 10 și te rog să afișezi: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Și profeția aceasta prin împăratul David, prin cel ce a fost ales de Dumnezeu, s-a împlinit, fraților, și ne dovedește nouă căci puterea lui Dumnezeu este mare. În Romanii, capitolul 1, cu versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de minunat și ne arată căci în cuvântul Lui toate lucrurile sunt adevăr. Romani, capitolul 1, cu versetul 4.
Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Și prin aceasta Dumnezeu ne dovedește că puterea Lui este putere supremă, puterea care face lucruri minunate. Și doresc ca Domnul să ne dea înțelepciune. Învierea descoperă puterea Lui Dumnezeu prin faptul că ostașii romani care păzeau mormântul sigilat al mântuitorilor au leșinat de frică glorios ceresc al manifestării puterii divine în înviere. Și cuvântul acesta este scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, cu versetul 3 și 4. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Vedeți, este puterea lui Dumnezeu dovedită și văzută de ochii oamenilor. Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că natura a resimțit implicarea divină în acest eveniment. În Matei, capitolul 28, cu versetul 2, a avut loc un cutremur mare, un mare cutremur de pământ în momentul acțiunii îngerului pentru învierea mântuirii. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că diavolul a fost înfrânt și Hristos a învins prin înviere, călcând în picioare pentru totdeauna puterea satanică asupra oamenilor care intră cu Dumnezeu într-o relație spirituală, prin credință și prin pocăință. Și cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 3, cu versetul 14 și 15, spune: Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târești pe pântece și să mănânci țărână. Și cu versetul: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Binecuvântat să fie numele Domnului, care își arată puterea prin împlinirea cuvântului. Învierea descoperă puterea lui Dumnezeu prin faptul că moartea nu are autoritate asupra sufletului și duhului oamenilor născuți din nou. Dacă în momentul morții trupul merge înapoi în materie, sufletul credincioșilor merge la Dumnezeu pentru odihna veșnică. Și arată cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 15, începând de la versetul 51, inclusiv 55. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace cu neputrezirea și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Și aceasta întreabă Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce a biruit moartea, Cel ce este viață, Cel ce ne-a dat și nouă viață și o avem din belșug, dar ca să ne facem părtași acestei bucurii și acestei sărbători, noi trebuie să trăim într-o pocăință autentică și viețile noastre să fie predate în mâna lui Hristos. Umblarea mea să fie oglindită în umblarea lui Hristos, să trăiesc după cuvântul prihănirii, după cuvântul Evangheliei și să caut să fac ceea ce este bine. De aceea zic ca Dumnezeu să ne dea putere și biruință în luptele în care suntem. Doresc ca Domnul să-și întindă mâna și să lase ungere sfântă peste noi astăzi, în locul acesta, sărbătoarea aceasta să fie deplină. Și dacă inima ta are semne de întrebare, dacă ești încă nehotărât, dacă până acum n-ai slujit în adevăr celui neprihănit, schimbă-ți viața. Este momentul în care te poți schimba, este momentul în care îl poți mărturisi, în care îl poți primi pe Cel ce este viață, binecuvântat să fie numele Domnului. În al doilea rând, învierea Mântuitorului descoperă păcatul oamenilor și spune cuvântul lui Dumnezeu că a descoperit și minciuna ostașilor care păzeau mormântul. Și arată în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, versetul 12 până la 14.
Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. Și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi și l-au furat. Învierea Mântuitorului a descoperit viclenia preoților. În Matei, capitolul 28, de la versetul 12 la 14. Ceea ce am citit, mă iertați. Și Matei 28 cu 15. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Învierea Mântuitorului a descoperit necredința ucenicilor, pentru că sunt mulți între noi care venim la biserică și nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu cunoaștem puterea învierii Lui și nu cunoaștem puterea Duhului Sfânt și nu ne-am părtaș acestor lucruri minunate. Și arată cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 24, cu versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Apostolii care au umblat împreună cu el, apostolii care au spus să poruncim să coboare foc din cer și să-i mistuim ca pe vremea lui Ilie, apostolii care au văzut cu ochii lor înmulțirea pâinilor și a peștilor, apostolii care au văzut cu ochii lor cum leproșii au fost curățiți, apostolii care au văzut pe îndrăciții din Gadar cum au fost eliberați și apoi în toate mințile șezând la picioarele lui Hristos, apostolii care au văzut cu ochii lor pe Iisus Hristos mergând pe mare, apostolii care au văzut și au auzit cu urechile lor când Iisus a certat marea și a tăcut mută fără gură. Aceștia s-au umplut de necredință și au vorbit despre niște lucruri grele, că sunt niște basme și niște închipuiri. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea credința aceea autentică, să nu ne clătinăm și să rămânem în credința care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna. Beneficiul lui omului contemporan din învierea Mântuitorului este că prin aceasta el poate fi iertat și mântuit de vinovăția păcatului, primind prin credință și dreptul să moștenească cerul. Și dreptul acesta nu-l primim doar prin credință și doresc ca Domnul să ne dea o credință autentică. Al treilea lucru despre care vreau să vorbesc și al treilea beneficiu pe care ni-l arată moartea și învierea Domnului este învierea Mântuitorului descoperă o nouă perspectivă a vieții. Pentru că nu se va termina când de multe ori am auzit și chiar am folosit și eu cuvintele acestea. Acum s-a terminat totul. La groapă când vezi omul dus, spui, totul s-a terminat. O, cât ne-am înșelat și cât ne înșelăm și unii chiar astăzi spunând aceste lucruri. De-abia de acolo începe o veșnicie. Lumea asta, viața asta trăită pe pământul acesta e atât de scurtă, fraților. E atât de scurtă și este păcat să o risipim. Noi trebuie să ne pregătim pentru veșnicie și este vremea potrivită și locul potrivit în care Domnul prelucrează vasele, în care olarul ia în mână lutul și îl frământă și dă formă. Moartea și învierea Domnului are doar beneficii și doar pentru cel credincios. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. O perspectivă divină pe pământ și ne arată cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, în capitolul 2 cu versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însăși pentru mine. Binecuvântat să fie numele Domnului, că s-a dat pentru tine și pentru mine. Și prin aceasta avem obligația să trăim în sfințenie și să ne comportăm ca atare, căci Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața ca să fii răscumpărat și să ai dreptul și intrare slobodă la Tatăl. Binecuvântat să fie numele Domnului. Perspectiva învierii pentru viața veșnică arată cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 5 versetul 22 și 23. Și după cum toți mor în Adam, toți așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetelui lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Cei ce sunt al lui Hristos. Astăzi, la cuvântul lui Dumnezeu care ne-a vorbit prin prorocie, ne-a vorbit prin cântare, ne-a vorbit prin poezie, ne-a vorbit prin scriptură, ne-a vorbit în multe feluri, cercetează și vezi dacă ești în adevăr al lui Hristos, dacă ești în adevăr în lumina lui Hristos,
Dacă într-adevăr răscumpărarea Domnului are și pentru tine prețul acesta suprem care a fost plătit și să ai intrare slobodă la Tatăl. Haide să nu ne înșelăm și să nu ne amăgim, că e atât de greu să te, și atât de rău să te amăgești singur, să spui în inima ta, sunt bine și de fapt tu știi că nu ești bine. Fraților, de ce să ne mințim singur? Nu ajunge că ne minte lumea în care trăim, ne minte politicienii, ne minte sistemul, ne minte absolut totul și trăim într-o lume plină de minciună, într-o lume în care adevărul este atât de greu de ținut și de păstrat în inimile noastre. De ce să te minți singur? Haideți să ne cercetăm și să vedem dacă în adevăr în inimile noastre este Hristos și dacă noi trăim pentru El. Binecuvântat să fie numele Domnului! Viața pe pământ este scurtă și plină de necazuri. Trăind fără Dumnezeu, fără o relație spirituală cu El prin credință, omul pierde și viața aceasta și viața viitoare. Ziua de mâine nu este a ta. Mâine poți să fie o amintire și să se vorbească despre tine a fost. Nu te încrede în anii tăi, în vârsta ta, în tinerețea, în sănătatea ta. Poți să ieși din locul acesta să te lovească o mașină, să ai un accident și Domnul te cheamă la judecată. Nu te încrede și nu spune în inima ta, am timp, căci timpul este în mâna lui Dumnezeu și cel ce poate să dea viață să învie, el poate să și omoare. Cel ce ridică poate să și coboare. De aceea, haideți, fraților, să ne punem viața în îndoială și să trăim plăcut înaintea lui Dumnezeu și să nu facem zadarnică jertfa care a fost adusă prin moartea și prin învierea Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doresc ca Dumnezeu să ne dea putere și să primim dragostea aceasta, jertfa aceasta ca pe o dragoste supremă pe care Domnul a arătat-o. Vedeți, asta înseamnă o dragoste agape, o dragoste jertfitoare. Asta înseamnă să slujești. El a venit și a spus ucenicilor, eu n-am venit să mi se slujească, eu am venit să slujesc. Și slujirea lui a dus-o până la capăt. El n-a abandonat în momentele grele. În grădina Ghețimanii s-a rugat și a strigat, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, dar nu voia mea, și cum voiești tu? Și Dumnezeu, care a făcut planul acesta înainte de vremuri, a dus la împlinire. De aceea, dacă ți s-a încredințat ceva, luptă și du până la capăt ceea ce ai primit, că și cel ce va răsplăti va veni și te va răsplăti. Dumnezeu să te binecuvinteze! Și când te gândești în același timp, oamenii nemântuiți se vor chinui veșnic într-un iad. Oare merită, fraților? Oare merită? Într-un foc unde va arde și nu se va stinge niciodată. Doresc ca Dumnezeu să ne dea putere. Învierea Mântuitorului este necesară și valabilă și pentru tine. Ea este suficientă pentru toți oamenii, dar este eficientă doar pentru cei ce se nasc din nou, din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui cel Sfânt. Folosește fiecare zi pentru viitorul tău etern. Este singurul lucru cu care vei rămâne. Am venit fără nimic în lumea aceasta și vom pleca fără nimica. Nu vei putea lua cu tine nici bogățiile tale, nici faima pe care ai avut-o aici, nici casa, nici banii, nici mașinile, ci vei lua cu tine doar ceea ce ai zidit împreună cu Dumnezeu sau împotriva Lui. Și aceste lucruri te vor trimite în locul pe care îl vei merita și pe care îl voi merita. Doresc ca Dumnezeu să ne dea putere. Domnul Iisus a luptat. Și ne spune și nouă să luptăm lupta cea bună a credinței. Domnul Iisus ne învață prin apostol și apostolul Pavel îi spune mai tânărului Timotei, luptă lupta cea bună a credinței și nu o abandona, nu lăsa jos ceea ce ai primit, luptă-te să rămâi în lumină, luptă-te să rămâi în picioare. Și Domnul a luptat și interesant. Pentru că trăim vremuri tulburi, pentru că iată, este în Europa un război la granițele României, pentru că sunt oameni care au fost nevoiți să plece, să lase în urmă tot ceea ce au ogonisit. Și am văzut lucrurile acestea cu ochii mei. Și vă spun cu durere în suflet că ce ajungi într-un punct în care, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu mai ai nimic. Și toate lucrurile pe care ai crezut că le deții, ți se vor lua, se vor risipi și vei rămâne gol, descoperit și fără ajutor. De aceea zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul Iisus a luptat și a fost întotdeauna biruitor. N-a scos niciodată o armă, n-a scos o sabie și totuși n-a pierdut niciuna din luptele lui. Pentru că el a luptat lupta cea bună a credinței. El nu și-a ridicat școli și n-a făcut facultăți, dar are ucenici în lumea întreagă. El n-a scris cărți,
și nu și-a închinat ode și tot pământul îl laudă și oamenii lui Dumnezeu scriu ode spre slava numelui Său. El este Cel ce ne-a iubit și iubirea Lui a fost o iubire jertfitoare și Domnul la iubirea aceasta și la dragostea aceasta jertfitoare ne cheamă. Prin aceasta vom dovedi că suntem răscumpărații Domnului. Când îți vei iubi aproapele, când îl vei iubi pe cel din lângă tine, cum te iubești pe tine și dacă te iubești pe tine, îl poți iubi și pe el. Dar sunt unii care nu se pot iubi nici pe ei, fraților. Haideți să lăsăm să lucreze dragostea aceasta în noi. Și după cum am spus, precum Iisus Hristos s-a născut în lumea noastră și noi trebuie să ne naștem în lumea Lui. Vino astăzi înaintea Domnului cu starea ta, cu păcatul tău, cu neputința ta, cu neîmplinirile tale. Nu te du la apa lumii la care s-a spălat și la ligheanul lumii în care s-a spălat Pilat. Spală-te în sângele Domnului și curățește în sângele mielului și vei avea intrare slobodă la Tatăl. Pilat s-a dus și s-a spălat la un lighean, o apă a oamenilor, și apa aceea nu l-a putut curăți. Pe tine te poate curăți și pe mine mă poate curăți jertfa lui Hristos. Haide să nu facem zadarnică jertfa aceasta și să rămânem în binecuvântarea Domnului, să rămânem în harul Lui, să rămânem în intrarea pe care Domnul ne-a făcut-o prin El, să ajungem la Tatăl. Și doresc lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Și în ziua răscumpărării, niciunul dintre dumneavoastră să nu lipsească. Mai mult de atât, tot ce este al nostru, casele noastre, familiile noastre, să aibă parte de mântuire. Și doresc lucrul acesta pentru mine și doresc lucrul acesta pentru fiecare dintre dumneavoastră, să nu facem zadarnică jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și numele Lui să fie proslăvit peste noi. Rămân la aceste cuvinte și vreau să cer binecuvântarea Domnului peste noi în continuare, să cerem binecuvântarea Domnului și puterea Duhului Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul și să trăim plăcut în lumina zilei înaintea Domnului, ca peste noi să se vadă lumina lui Hristos, să se vadă slava Lui și oamenii să spună cu adevărat, suntem răscumpărații Domnului. De tine depinde dacă jertfa Domnului are valoarea mântuirii sau nu are în dreptul tău. De aceea zic ca Dumnezeu să ne dea putere să ne cercetăm și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin. Amin.